știe toată lumea deja ce înseamnă method feeder-ul, cu diferența că aici avem un cârlig prevăzut cu un inel de silicon de care se poate adăuga o momeală din clasa celor de atracție, respectiv pop-up sau peletele de tip pop-up. Eu personal prefer peletele de tip pop-up pentru că îmi place ca în areal, în anumite situații când lacurile sunt extrem de pescuite, să vin cu forme diferite care să elimine din suspiciunea peștelui în ceea ce privește pericolul de a se hrăni într-o astfel de zonă unde cu siguranță va putea face o analogie și își va da seama că poate fi păcălit. Se montează extrem de ușor. Este o peletă flotantă, are un lest format dintr-o alică de plumb clasică. Poziția în apă este cumva ridicată în efectul de gheară, așa cum știți de la celebrele monturi de crab Whitty Pool sau monturile care sunt inclusiv, de fapt, Whitty Pool, să spunem, și montura clasică cu plastice pe care o regăsim pe cârligele de tip Curvesheng. O particularitate, pentru că studiem această montură acum, este cârligul care face parte din garda veche de model de cârlig dedicat crapului, cu o curbură mult mai bine pronunțată, o să vedeți imediat, vârful întors spre interior pentru a putea fi pescuit în zonele cu agățătură, cu substrat complex. Cele care vin în varianta pentru pescuitul crapului sunt realizate sau erau confecționate dintr-o sârmă mult mai groasă, extrem de ascuțite, își păstrează această caracteristică chiar și în ziua de astăzi. Modelul nu a dispărut complet de pe rafturi, doar că ține de gusturi până la urmă și de tradiții, dacă îmi permiteți această afirmație. Îmi place câteodată să mă întorc în trecut când e vorba de pescuit și să redescopăr cu drag de fiecare dată, de altfel, metodele vechi prin care se pescuiau pești de talie mare cu mulți ani în urmă, peste 10-15 ani mă refer. Așadar, pe un cârlig clasic de crap, un fel de străbunic al cârligelor din ziua de astăzi, am atașat un pelete de tip pop-up cu ajutorul unui inel de silicon. Foarte practică metoda, din punct de vedere al efortului pe care îl faci atunci când pescuiești, reduci foarte mult acest lucru, pentru că doar vii, adaugi nadă și relansezi. Momeala tot timpul e curată, e proaspătă, miroase bine, este o momeală de atracție cu prevăzută și cu stimul vizual, după cum vedeți este un roz fluo, destul de pronunțat, astfel că în apele limpezi mici din zona malului, în partidele de primăvară, inclusiv stimulul vizual va juca un rol extrem de important.